Bună seara pacea domnului Isus tuturor celor care sunt prezenți pe calea undelor. Sunt pastorul Liviu Tudoroiu și mă bucur că din nou am harul și privilegiu de a mă adresa dumneavoastră. Sigur, săptămâna trecută au fost evenimente care au marcat într-un fel sau altul viața mea personală, viața noastră colectivă și acest subiect pe care l-am intitulat când Dumnezeu tace, are mult de a face de, cu privire la o experiență personală pe care eu am avut-o săptămâna trecută. Textul cheie pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară se găsește în Marcu, capitolul 4, versetul 38. E un moment în care ucenicii vâslesc cu disperare până când consumă sau cheltuie toată energia fizică și psihică pe care au avut-o ca oameni și după ce sfârșește acest rezort de energie, se adresează Domnului într-un mod cât se poate de acuzator. Doamne, nu-ți pasă că pierim? E interesant faptul că până la momentul limitei zero, când ucenicii mai aveau un gram sau două de energie, nu aveau nevoie de intervenția Domnului Hristos pentru a-i salva. Dar atunci când au ajuns la limita zero, a abilităților de a se mântui pe ei înșiși, atunci în disperarea lor l-au căutat pe Domnul. Așa suntem și noi, dragii mei prieteni, de multe ori în viață, încercăm să ne mântuim și să ne salvăm pe noi înșine, și atunci când am ajuns la limita zero, la punctul terminus al vieții noastre, când nu mai știm, nu mai găsim, nu mai putem crea o soluție de scăpare și de salvare pentru noi, atunci evident că suntem cei care Apelăm cu disperare la Domnul Hristos. Numai că expresia aceasta în sine are un caracter acuzativ. Nu-ți pasă că pierim? Adică, chiar așa ești, Doamne. Păi, noi te-am crezut că ești un Dumnezeu și un Mântuitor bun, sensibil, plin de milă, plin de dragoste, plin de afecțiune, plin de iubirea ta pentru noi. Ne-ai promis, ne-ai arătat. Și totuși, vedem într-un moment sensibil în viața noastră că tu taci, tu nu răspunzi. Arată că nu-ți pasă, arată că ești indiferent față de viața noastră, față de destinul nostru și față de situația noastră. Știți, noi oamenii, dragi mei prieteni, avem o judecată extrem de dificilă atunci când avem de ales între a divorța, între ce simțim și ce gândim. Există o artă a abilității umane de a separa simțămintele de procesul de gândire. În suferință, de obicei, acest mare computer care a fost dat de Dumnezeu în dar pentru noi ca oameni, se încurcă. Duminică am fost invitat de o familie care s-a mutat de pe coasta de vest, o familie de creștini, să merg să-i ajut să descarce toate bunurile pe care le aveau. Nu numai eu, au fost și alți câțiva frăziuri, însă la un moment dat, datorită unui efort extrem de mare, o piatră de la colecist a început să se deplaseze și în mod jucăuș să producă o durere care n-am întâlnit-o niciodată până atunci în viața mea. Undeva spre seară, după ce am terminat munca, m-am dus acasă, am încercat să mă odihnesc și uh, am trăit o experiență a unui pugilist care primește o lovitură în plex frontal și după lovitura aceea se pare imaginar vorbind, că pumnul a rămas exact în coșul pieptului, presând asupra ta aceeași intensitate a durerii chiar în secunda 1 sau similară cu cea din secunda 1 când ai fost lovit inițial. M-am rugat Domnului Isus Hristos să mă ajute să-mi ia durerea aceasta, să pot să fiu vindecat. Nu înțelegeam nici natura durerii, nici de ce mă doare. Până la ora 3 noaptea, m-am luptat cu Dumnezeu în rugăciune, și la un moment dat am realizat că Domnul tace și nu răspunde rugăciunilor mele. Sigur, atunci a trebuit să divorțez ceea ce simt de ceea ce gândesc. A trebuit să separ ceea ce simțeam, durerea, frustrarea, cu ceea ce gândeam. Și mi-am păstrat credința în Domnul Isus Hristos. Am încetat să mă rog și am zis într-un gând, Doamne, măcar dăm putere să pot să port durerea asta, pentru că există ceva pe care eu nu înțeleg ceva sau un motiv pe care eu nu-l înțeleg, pe care tu-l ai pentru mine. Durerea aceasta, suferința aceasta, cu siguranță, are un scop mult mai nobil, care depășește abilitățile mele intelectuale. Acum, la ora 3 noaptea, și nu doresc, Tată Bun, din ceruri să te judec, știu în cine mă încred, te iubesc și vreau să-mi dai putere și har ca să-mi duc această cruce mai departe. Am plecat la spital. Și ce e interesant este că la spital am fost internat, am ajuns într-un moment nefericit. Câteva persoane mi-au dat un medicament de durere care nu funcționa, mi-au dat al doilea medicament de durere, nici acela nu funcționa. Am uitat să vă spun că la început am greșit spitalul, care nu avea o secție de urgență. Iată și te du mai departe până am ajuns la spitalul, spitalul care primea situații de genul acesta. După a, a treia încercare, al treilea medicament, a reușit să funcționeze doar 20 de minute, să îmi aline durerea într-un proces de 80-90%. Dragii mei prieteni, am trecut printr-un calvariu, o criză de colecist, a, aproape 12 până la 13 ore. Piatra aceea pe care au găsit-o doctorii la, la colecist era de fapt creația abuzurilor din, din istoria vieții mele personale. Asta mă face să înțeleg, dragii mei prieteni, că știți, mai devreme sau mai târziu, noi plătim totul pe pământul acesta. Și ce este interesant? Este că durerea pe care omul o are este o durere care nu poate fi uh, justificată, nu poate fi explicată în cuvinte, numai atunci dacă treci prin acest travaliu. De ce Dumnezeu tace? Ce am eu, sau care este reacția mea uh, față de Dumnezeu atunci când El tace? Noi, atunci când ne rugăm și primim răspuns la rugăciune, considerăm că acea experiență a credinței este un succes. Majoritatea, atunci când se roagă lui Dumnezeu și nu primesc niciun răspuns, numesc aceea decepție. De fapt, în absolut nicio circunstanță, Tatăl nostru plin de dragoste și de iubire nu încetează să răspundă tuturor rugăciunilor noastre. Nu există un clișeu din viața noastră, când să-L putem acuza pe Tatăl nostru din ceruri, că El nu ne-a răspuns la rugăciune. Nu, dragii mei prieteni, întotdeauna Dumnezeu răspunde la rugăciune. Când Dumnezeu tace, este maniera Lui de abordare a situației. Nu-L înțelegi, nici eu nu l-am înțeles, dar am avut încredere în El. Și am spus în sinea mea, gemând de durere, știe Tatăl meu ce vrea. Iubiții mei, prieteni, aici este, de fapt, testul credinței noastre. Atunci, care este rostul suferinței? Atunci când noi suferim în agonia morții și rugăm pe Dumnezeu când avem cea mai mare nevoie de El. Și atunci când avem cea mai mare nevoie de Dumnezeu, El nu e acolo cu noi, de acord cu viziunea noastră. Ce rost mai are religia? Ți-ai pus vreodată întrebarea, prietene? Că suferința cu care Dumnezeu te-a binecuvântat, sau suferința pe care Dumnezeu ne oferă nouă, să poată să fie un mijloc prin care Dum Domnul Dumnezeu să uh, salveze sau să mântuiască pe alții. Suferința ta să fie o pârghie de trezire pentru cei din jur. Necazul tău, suferința ta, să fie maniera prin care Dumnezeu trezește la viață un suflet și îl face responsabil înaintea lui Dumnezeu. Iacob a avut și el un moment în viață, după o noapte de rugăciune cu Dumnezeu, o după o noapte de luptă cu acel iubit al inimii lui, Domnul Hristos. Iese în fața marii mulțimi de oameni care era practic proprietatea lui și șchiopătând, obosit cu urmele luptei de o noapte de nedormit, pășește în față și această acest autor de carte, care este extrem de inspirat, face o declarație, puțin înțelegea Iacob, căci chiar în aparența aceea pe care o avea el, el, Iacob, era omul pe care Dumnezeu dorea să-l folosească pentru a-i atinge inima lui Esau. Puțin înțelegea Iacob că aparența lui, slăbiciunea lui, disconfortul lui de suferință avea să atingă inima unui frate extrem de sălbatic și de violent cum era Esau. Și așa s-a și întâmplat, dragii mei prieteni, gândindu-ne nu numai la noi, dar gândindu-ne la cei din jur, elaborăm un pas mai departe în subiectul nostru și ajungem la o concluzie în această seară de vineri, o seară frumoasă în care Domnul Hristos ne-a binecuvântat cu părtășia prezenței sale, să înțelegem că adeseori suferința mea, suferința ta, poate să fie o pârghie prin care Dumnezeu să lucreze trezirea, mântuirea, salvarea unui alt suflet exterior ție ca individ. Când m-am întors acasă prin Harul lui Dumnezeu, dragii mei prieteni, fiul meu care este un pasionat de computere și care de mic copil construiește de la zero, from scratch, cum se zice aici, un computer, avea lumea lui, o lume virtuală, plină de dinamică. Și vreau să vă spun că am o relație extrem de bună cu Jordan, cu fiul meu. Când m-a văzut în slăbiciunea mea, că de-abia mă jos de mașină. După a treia zi de durere, a venit la mine, m am îmbrățișat și a zis, tati, nu vreau să te pierd. Este interesant, dragii mei prieteni, că atunci când a descoperit că nu mă pot îmbrăca, a venit și el însuși, mi-a pus șosetele în picioare. A venit cu mine afară și a spus, tati, tu nu ridici nimic, eu ridic totul, tu doar îmi spui ce trebuie făcut în gospodărie. Și am văzut în el, în fiul meu, bărbatul care învie la realitatea responsabilităților actuale. Și în timp ce mă uimeam eu pe mine însumi de atitudinea fiului meu pe care am crezut că-l cunosc cu adevărat, Tatăl Ceresc mi-a vorbit și mi-a spus, ce zici, s-au meritat cele 12 ore de travaliu. Astăzi, când te uiți la fiul tău, la lucrarea pe care o fac în el pentru mântuirea lui, cu ajutorul suferinței care am împărtășit-o cu tine, te întreb, fiul meu, se merită? M-am uitat către cerul albastru și am zis, da, Doamne, se merită. Dragii mei prieteni, de fiecare dată când trecem prin suferință și necaz, vreau să vă spun, scumpii mei și dragii mei ascultători, că Dumnezeu tace atunci ca să vorbească mai târziu. Știți, Există un sentiment de independență criminală pe care noi îl dezvoltăm ca oameni față de Dumnezeu. Noi putem, noi știm, noi rezolvăm, noi creăm situații, imposibilitățile devin posibilități atunci când noi hotărâm să facem ceva. Atunci când trecem prin, printr-o astfel de situație de suferință, Dumnezeul nostru, părintele nostru, creatorul nostru, ne binecuvântează cu așa mare dragoste. Întorcându-mă din nou la întrebarea: De ce tace Dumnezeu? Doamne, chiar nu-ți pasă că trăim? Există câteva instanțe scripturistice pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră: instanțe care sunt extrem de importante în ceea ce ne ajută să înțelegem câte ceva despre maniera în care Dumnezeu salvează. Pe oameni, un dialog pe care l-aș numi destul de macabru. Cum Dumnezeu produce suferința acestei femei ca să convertească ucenicii care erau lângă el? Caraniții n-aveau nicio legătură cu evrei cu poporul lui Israel pe vremuri, datorită unor litigii internaționale, războaie interminabile între ei și bineînțeles că atunci când ca, femeia cananeancă a venit cu o petiție, cu o rugăciune la Domnul Isus Hristos, în prima instanță Domnul Hristos a pus în fața acestei femei o atitudine rece. Discuția pe care el a avut o a produs destul de multă suferință în viața acestei femei, în sufletul ei. Ca mai apoi, femeia îi răspunde într-un mod extraordinar. Da, Doamne, dar și câinii se pot sătura cu firimiturile de la masa împăratului. Pana inspirată spune că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, a avut o astfel de atitudine nu pentru că disprețuia Sufletul Nobil și rugăciunea ei plină de pasiune și durere, ci pentru că dorea ca prin această situație să sensibilizeze inima ucenicilor care erau împietriți și care se uitau la cananeni ca la niște câini, ca la niște oameni dezgustători. Chiar și inima ucenicilor au fost uh, pline sau atinse de simpatie atunci când femeia aceasta a scos din laboratorul inimii ei o declarație de credință extraordinară. Dragii mei prieteni, nu disprețuim pe nimeni, să nu disprețuim pe cei din jur, pentru gândirea diferită, pentru culoarea pielii, pentru capitalul intelectual, pentru diferența... Uh, financiară pe care o avem o altă instanță foarte interesantă este Ioan Ioan ucenicul cel iubit Ioan uh, pregătește calea Domnului un om care este un tezaur de istorie Ioan botezătorul unul dintre cei mai mari uh, eroi ai noului testament protagonistul care pavează apariția Mântuitorului în prima sa venire la un moment dat Ioan Botezătorul este împotriva voinței lui sau, fără a se aștepta, băgat în pușcărie sau în închisoare. În prima zi, Ioan se gândea în sinea lui, rugându-l pe Dumnezeu să vină să-l ajute. A trecut o zi și Domnul Hristos tace. S-a rugat în noaptea aceea. Domnul Hristos tace niște ucenici de-ai lui mai zeloși, cu, plin, cu pasiune, vin și vorbesc cu Ioan printre gratile acelei uh, celule de închisoare. Și mesajul care atinge urechea lui Ioan îl face să renunțe pentru un moment la tot ce a spus până atunci. Și anume, zice, Isus face lucrare misionară, este în plină anvergură electorală, toată lumea îl ascultă numai pe el, de tine Ioane a, uit tine, Ioane, a uitat. A uitat Iisus, ce ai, făcut, ce ai făcut pentru el, a uitat faptul că ai fost atât de consacrat în a investi toată viața ta pentru el. Te-a folosit și acum te elimina. Maniera în care ucenicii au transmis acest mesaj L-a făcut pe Ioan botezătorul să se cutremure și să zică, hmm, duceți-vă înapoi la el și întrebați-l, el este acela? Sau să așteptăm pe altul? Ioan, care toată viața lui a susținut ideea venirii Domnului Hristos, ideea venirii lui Mesia, care a promovat aceasta care a fost înștiința de Duhul lui Dumnezeu, care s-a coborât în formă de porumbel deasupra capului Domnului Hristos. El Ioan care auzise aceste cuvinte, El Ioan care rostise declarația Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Acum, într-o suferință pe care nu și-o putea justifica, Doamne, toată viața am făcut bine. De ce oamenilor buni ca mine să li se întâmplă astfel de lucruri rele? La oamenii buni trebuie să se întâmple lucruri bune. Eu, Ioan, sunt un om bun. Toată viața mea te-am slujit și-am oferit cu certitudine, cu pasiune, această dorință mea de a te sluji. Și iată cum mă tratezi tu. De ce tace Dumnezeu? Și acum, în Io Ioan, se trezește îndoiala. Nu reușește să divorțeze, dragi mei prieteni. Nu reușește să separe ceea ce simțea de ceea ce gândea. Și s-a produs un faliment de o secundă a credinței lui Ioan. El este acesta. Sau să așteptăm pe altul. Milioane de oameni vor primi curaj și răspunsul rugăciunii pe care Tatăl Ceresc îl avea pentru Ioan avea să se dea cu câțiva ani mai târziu, când persecuția romană va izbucni împotriva tuturor celor care proclamau numele Domnului Isus, Dragii mei, Tainică și misterioasă este maniera în care Dumnezeu lucrează pentru noi oamenii. Mai târziu, bineînțeles, Ioan și-a revenit, și-a regăsit credința și a acceptat destinul final și a murit ca un erou împăcat, cu o confidență și o credere absolut uh, totală în viața lui, în Domnul Isus Hristos. Cazul numărul 3 pe care aș dori să-l elaborez este cazul lui Lazar. Lazar era un om bun. Dumnezeu îngăduie ca acest om bun să treacă printr-o suferință. Deși Domnul Iisus Hristos a primit câteva mesaje în mod repetat, frecvent, să meargă la Lazar, că Lazar e bolnav, Domnul Hristos tace, Domnul Hristos nu răspunde, Domnul Hristos în mod inexplicabil este acela în care se pare că nu-i pasă. După trei zile, Lazar moare ajunge la mormântare. Vedeți din nou experiența deosebită. Tăcerea lui Dumnezeu pentru rugăciunea pe care cele două surori, Marta și Maria, le înălțaseră, erau justificate. Iisus a tăcut atunci ca să poată vorbi în fața mormântului. Suferința, experiența lui Lazar, era o experiență care era folosită de Dumnezeu pentru convertirea altor milioane de oameni care aveau să nu creadă în înviere, citind peste ani, zeci de ani și secole, raportul învierii lui Lazar, când marele eu sunt, Domnul Iisus Hristos, spunea, Lazare, vino afară, avea să încurajeze pe oameni și să stimuleze ideea Că la mormânt, la moarte, nu este capătul de linie, ci la moarte, la mormânt, este doar o oprire, ca mai apoi să există o înviere și o judecată. Lazar a fost binecuvântat cu o suferință, care probabil că i-a făcut bine lui, dar a făcut bine altor oameni, mii și mii și milioane de oameni care au înțeles. Că la mormânt nu se termină totul, și că dincolo de moarte există o viere, există o judecată a dreților și a celor răi, și există o veșnicie și o binecuvântată uh, răsplătire a celor dreți și, bineînțeles, o pedeapsă a celor răi. Lazăr, suferința lui, moartea lui, este folosită de Domnul Isus Hristos ca o pârghie, ca un panel pentru salvarea altora și altora din viața lui. Și ajungem la momentul în care Domnul Hristos se pleacă pe genunchi în ghețimani și de trei ori se roagă și Dumnezeu tace. La fiecare rugăciune pe care Mântuitorul nostru o face, El spune, facă-se totuși voia ta și nu voia mea. Ce cerea Isus, Domnul Hristos cerea lepădarea păcarului, ce am cerut eu o noaptea de duminică când aveam senzația unei dureri pe care n-am mai întâlnit-o până atunci, ceream lepădarea paharului și în sufletul meu și în sinea mea am zis, Doamne, dacă mă chem la o dignă, totul e în regulă. Uneori, durerea este mai puțin acceptată decât moartea. Moartea este atât de dulce prin comparație cu o durere intensă, permanentă, care îți ia cu asalt trupul și mintea. Sigur că există durere psihică, există durere uh, afectivă, există durerea emoțională, dar există și o durere fizică care uneori depășește abilitatea noastră de a coopera cu acea situație. Și tot așa, Domnul Iisus Hristos, în acea stare uh, complet necunoscută pentru el până atunci de nevinovăție, Domnul Hristos de trei ori cade cad în genunchi. Și de trei ori. Se roagă Tatălui. Și Dumnezeu tace. De ce nu o fi răspuns Tatăl din ceruri Domnului Iisus Hristos? De ce nu i-o fi răspuns? De ce a tăcut Dumnezeu iubiții mei prieteni, tatăl ceresc a răspuns. Și nu cred că tăcerea lui Dumnezeu la cele trei rugăciuni ale Domnului Histos a fost o manieră care vorbește foarte mult de caracterul dubios în ghilimele spus, a tatălui ceresc nu. Domnul Hristos îl cunoștea pe Tatăl prea bine ca să se îndoiască de natura caracterului său. Ceea ce Mântuitorul a făcut cu măiestrie în Ghețimani și puțin mai târziu pe cruce era să separe ceea ce simțea de ceea ce gândea. Domnul Hristos simțea că e separat de Tatăl, că este lepădat de Tatăl, simțea. Dar Domnul Hristos gândea, Tatăl meu este prea bun ca să mă abandoneze în ceasul momentului suprem. Când pe cruce strigă Eli, Eli, lama sabatani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În acele momente striga din Domnul Hristos partea din el care simțea, dar cu mintea el spunea și totuși știu, în cine m-am crescut. Dragii mei prieteni În această seară, stimați, scumbi Ascultători Aș vrea să vă spun Când Dumnezeu tace Să știți că este în același loc În care a fost atunci când Domnul Hristos S-a plecat pe genunchi în ghețiman de trei ori Când Dumnezeu tace Când tu te rogi în suferință teribilă Și aparent nu-ți răspunde să știi că Dumnezeu este în același loc Unde era când Domnul Hristos, Fiul Său Avea să sufere pe cruce Când Dumnezeu tace și apare Nu-ți ascultă rugăciunea, necaz și suferință El este exact în același loc unde a fost Când Ioan Botezătorul era în pușcărie El tace acum Ca să poată să vorbească numele Tău mai târziu Când vei avea mult mai multă nevoie de El Iisus a tăcut când surorile lui Lazar l-au chemat la uh, vindecare ca să poată să vorbească mormântului mai târziu, avantajul, beneficiul a fost întotdeauna al nostru. Bucură-te de aceasta. Adeseori, tu, eu, noi suferim nu pentru noi, ci suferim pentru ca, prin această suferință, Dumnezeu să-i poată aduce la El pe alții din jurul tău. Gândește-te o clipă în felul acesta și vei vedea că întreaga paradigma vieții se schimbă. Gândește-te că suferința ta este un instrument prin care Dumnezeu poate să aducă sau să întoarcă la el pe cineva drag ție. Așa că, prieteni, atunci când suferim, atunci când suntem prăbușiți în durere și necaz, chiar dușmanii care ne înconjoară au atitudini sau comportări mai prietenoase decât cele pe care le aveam înainte. Da, să știi că prin suferința ta, prin suferința unei mame, prin suferința unui tată, prin suferința unui soț sau unei soții, să știi că această suferință va conduce la convertirea fiului tău, la convertirea fiicei tale, la întoarcerea la Dumnezeu, la tatăl a unia care ai face mult mai mult decât ce ai făcut sau... Uh, experiența prin care ai trecut. Pentru mine a fost o revelație de relație între mine și fiul meu. Odată la 5 minute, în timp ce lucram împreună, eu îi spuneam ce să facă și el făcea, mă îmbrățișa și spune, tati, tu ești roul vieții mele, te iubesc din toată inima mea și nu vreau să te pierd niciodată. Când mă uit la el și mă uit la cer, Dumnezeu zâmbește dincolo de nor și mă întreabă, ce zici Liviu, s-a meritat? Această suferință. Și eu spun amin, slăvit, binecuvântat și onorat să fie numele Tatălui nostru din ceruri, prin extraordinara mișlocire a Fiului său minunat, Domnul Hristos, și acea voce tainică pe care nu o înțeleg a mângâietorului Duhul Său Sfânt, care lucrează cu conștiința noastră. Binecuvântat și onorat să fie numele Său și îi mulțumesc Tatălui Ceresc și Domnului nostru Iisus Hristos pentru tot ce a făcut pentru noi, iubiții mei prieteni, în această seară de reflexie. Vă mulțumesc că ați fost cu noi din nou pe calea undelor și înainte de a vă spune o seară plăcută și a transmite, ca de obicei, ștafeta sau batonul uh, celor de la Bucov pentru un moment muzical, aș vrea să vă invit să plecăm inima, sufletul, capetele, genunchii, tot ce avem, întreaga noastră ființă, la picioarele Domnului Isus pentru un moment de rugăciune. Iubitul nostru, Tată din Ceruri, îți mulțumim în nume de Domnul Hristos pentru tot ce ai făcut pentru noi, te rugăm să ne binecuvântezi, să ne dai putere, credință și speranță și să faci tu, iubită Tată, ca astăzi seară să avem un moment de meditație și să înțelegem că adeseori suferința este un mijloc prin care tu, un moi, atingi și... Uh, călăuzești pe oameni către tine. Îți mulțumim că ne onorezi adeseori cu suferință uh, binecuvântată de tine și îți mulțumim pentru puterea Harului care ne însoțește ca să ne cărăm crucea cu credincioșie. Îți mulțumim pentru prietenii, pentru ascultători, pentru sabatul acesta minunat, pentru frați și surori, pentru poporul tău, pentru prieteni, pentru tot poporul român care suferă în mod teribil în acest moment și pentru toată lumea. Iubite Tată, ajută-ne să ne întoarcem la tine și să înțelegem că moartea nu este capătul de linie, că dincolo de moarte există o judecată, există o înviere și există un moment în care vom veni înaintea ta cu responsabilitatea faptelor făcute în trecut. Îți mulțumim în numele lui Isus că ne iubești, că ești atât de tandru, că ești atât de gingaș. Îți mulțumim pentru lecția aceasta pe care ne-ai dat-o în această seară. Tu ai tăcut ca să poți vorbi în numele nostru și pentru noi și în favoarea noastră la momentul potrivit. Dumnezeu tace ca să poată răspunde mai târziu. Îți mulțumim în numele lui Sus. Amin. Dragii mei prieteni, mâine dimineață la ora 9 și jumătate ne vom întâlni din nou pe calea undelor și în persoană la Bucov la 9 și jumătate, așa cum spuneam, la școala de sabat. Serviciul divin va fi la ora 11 și am impresia că va fi și un program de după amiază dacă nu mă înșel la ora 18.30. Nu am toată data de baze aici pentru a o împărtăși public în această seară, dar sunteți Așteptați cu mare bucurie și sperăm ca să ne întâlnim din nou pe calea undelor vinerea viitoare, din nou în contextul studiului Cuvântului Dumnezeu. Binecuvântări cerești și o seară plăcută tuturor. Amin.